Of, 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 of. În ultima vreme doar da furcundu, băi, frate. Nu știu de ce. Ori au început să-mi placă prea tare. Ăsta este DAF. Vadenka. Versiunea 4.8. Cu poker. Cum îi zice? Poker Edition. Și azi avem de făcut un drum spre, dacă ține bine minte, Scandinavia. Nu o să-l fac pe tot pentru că este prea mare. Vreau să filmez ceva ca să vă dați seama că n-am murit. Fără alte comentarii, vă dați seama că am și un subiect despre care o să vorbesc pe drum. Embarc. Ok, sper că nu s-a întrerupt nimic. Am șters ceva. Nu eram sigur dacă am memorie. Porniți motoarele. Sunetul este ok, nici prea tare, nici prea încet. Deci, azi, după ce ies și eu de aici odată, așa, astea prinse tot, 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 o să vorbim despre update-ul la versiunea 1.28, pe care toată lumea l-a așteptat de mult și majoritatea au fost dezamăgiți. Deci faza a fost ca asta să fie un update mare. Unii ca mine se așteptau să fie și noua generație de Scania în update-ul ăsta degeaba. Am dat și gard. Deci update-ul ăsta, în afară de faptul că n-a fost adăugată noua generație de Scania, știu că n-a fost anunțat nimic, dar eu tot așteptam și degeaba văd. A fost așa. Remorcile duble, care au fost adăugate și pe American Truck, doar că acolo au fost un mult mai mare succes. Vă dați seama de ce, pentru că acolo au fost mai multe feluri, mult mai lungi. Din câte știu, se pot pune și mai mult de două prin moduri sau normal. N-am experimentat. În afară de asta, fundalurile gen aici, în loc de gri și nimic, au fost customizate, să spui garajul, să spui ce vrei tu acolo în spate. Nu că te-ar ajuta prea mult, dar ci zice că e chestie principală în update. Mi se pare o porcărie. Abia o pui ca chestie secundară. Adică cine, adică cum să spun, cui trebuie fundalul așa de tare? Că nu te ajută cu mare lucru, cu ce te încălzești. Hai mă, treci.
Și de ce n-am mai postat? Pentru că n-am avut timp. Vă dați seama ce se întâmplă vara. Toată lumea pleacă. Aș început să se dezabuneze lumea. Bine, 2-3 acolo. S-a adus rotunjirea. Nu-i mare lucru. Ce să vă mai spun? Am început să joc. Cum îi zicem? Ghost Recon Wildlands, parcă așa îi zicea. Sper să nu greșesc. Și mai era ceva. Uite cum zice. Oh god. Am continui să joc Dirt 4 Euro Truck. Aștept să-mi vină și mie update 1.28. Să mă ajung și eu cu remorcile alea. Sunt destul de greu de manevrat, dar asta e distracție, să fie greu, să te chinui, să ajungi unde trebuie să ajungi. Trebuie să fac dreapta. Și sper că v-a plăcut curajul cu poze. A strâns repede vizualizări. Că vă plac chestiile de genul din câte am văzut. Că am văzut în curba asta cu ușor. Și intră și retarderul. Acum văd că apare un râu acolo, doar că nu-l văd eu. Din cauza fundalului. Dacă nu v-ați dat seama, da, conducem un tandem. Pentru că versiunea 4.8 și 4.7.4.6 parcă suportă tandem. Adică trebuie mod separat, dar merge. Și să vă zic sincer, nu merge așa bine. O să vedeți în curbe. Dacă ajung să fac vreo curbă mai mare, cum patinează. Puteți să vedeți și acum. Când faci așa, nu băgați în seamă ce am făcut mai înainte. Pentru că eu am pe mouse și e foarte greu. Am apăsat click dreapta, camera s-a dus așa și m-am derutat. E 9%. Stați să văd. Cărești, mă, unde ești, unde ești? 2% remorca. Remorca mă interesează, că camionul ăla. Și câți kilometri mai avem? 900. Nu o fac în niciun caz. Vreau să mă chinui să revin cu live-urile, cu postările. Înainte știți cei care sunt vreo 2, 3, 4, 5, 6, maxim 10. Nu cred că mai mulți care așteaptă să posteze. Pentru că ca youtuber mic nu ai mare diferență de arătat față de aia mari. Oricum, mi-am dat seama și mai de mult. Și nu știu dacă sunt singurul, dar cred că nu sunt. Jocurile de la Ubisoft sunt optimizate prost. Prost, prost, prost. Adică Just Cause 3 de un an, un an și ceva pe piață și încă merge nașpa, sincer, acum nu. Compania atât de mare care a făcut jocuri de succes. Far Cry Primal, n-am avut nicio problemă cu el, ăla a fost singurul de la Ubisoft. Și Sniper Elite 4 mai făcea figuri, dar era acceptabil. Să vă găsi și o parcare să terminăm așa frumos. Astea 4 minute
Da, hai că avem benzineria în fața la care o să mă opresc. Nu o să mai editez, fără intro, fără outro. Am vrut neapărat să postez pentru că și zilele următoare o să mai plec, ori o să fiu ocupat. O să ies pe afară dimineață. De fapt, nu vă zic ce o să facă. O să ziceți că mă laud sau că nu vă interesează. Dacă eram vlogger, poate vă interesa. Dar nu sunt. Hai să mă și parcurs. Așa din third person. Ah, și încă o chestie din 1.28. Bine că mi-am mutat la faruri. Sunt făcute mai bine luminile. Asta e o chestie de care chiar aveam nevoie. E ceva bun. Na, o chestie bună. Oprim motorul. Enter. Ia să văd, am și eu loc să mă bag aici. În astea două. M-am băgat, să zicem că m-am băgat. Iar apăs pe butoane iurea. Și aici. Opa, oprești motorul. Oprești chestia aia, cum îi zice? Nu știu cum îi zice în română. Noapte bună, sper că n-a fost prea plictisitor.